Să mă bucur să te văd în seara asta. Ai prezentat un eveniment foarte frumos cu premii, cu celebrități. Mersi, păi, evenimentul nostru care deja a ajuns la a 7-a ediție, El New Media Awards, iar El Style Awards la deja am pierdut numărul, dar o să mă crezi, cred că peste 10 ediții avem. În sfârșit, tradiția noastră, nu putem să ne dezicem de la treaba asta. Tema din această seară a fost extravagantă. Au fost foarte, foarte multe ținute. Ai văzut ceva ce te-a impresionat? Crezi că lumea a înțeles și s-a conformat temei? Cred că lumea înțelege ce vrea să înțeleagă. Chestia asta poate fi și pozitivă, dar uneori și frustrantă. Mai cu seamă dacă vorbim, nu știu, de un bal mascat. Am participat o dată la un bal mascat și mai mult de jumătate dintre cetățeni veniseră îmbrăcați de zi, de la birou și așa mai departe. Aia mi s-a părut o chestiune destul de nepotrivită. Nu e cazul aici, pentru că până la urmă extravaganța se poate traduce prin foarte multe feluri. Nu neapărat printr-o rochie, prin atitudine, printr-o coafură, printr-un inel special. De asta am și pus această temă, tocmai pentru a-i lăsa cât mai liber și pentru a vedea până unde se poate ajunge cu o formă sau alta de creativitate. Am înțeles. Sezonul acesta, ce poți să ne spui că se poartă sau ce nu trebuie să lipsească din garderoba nimănui? Ești a patra persoană care pune întrebarea asta în seara asta, o întrebare legitimă de altfel, și am să-ți spun și ție același lucru. Eu nu mai cred de foarte multă vreme în trenduri și în tendințe. Dacă acum 10 ani spuneam că, nu știu, se poartă dantela sau vara asta se poartă roșu sau galben sau iarna asta se poartă jachetele biker supradimensionate și mai departe, nu mai cred în treaba asta, se poartă orice. Trendurile apar și dispar cu viteza luminii, la fel și microtrendurile. Mi se pare destul de periculos, pentru că asta conduce către un consumerism agresiv și deja mă agită negativ treaba asta. Cred că se poartă ce s-a purtat întotdeauna, respectiv o garderobă echilibrată, formată din piese atemporale, din piese esențiale, de calitate, care să te reprezinte, care să-ți vină bine. Practic genul de piese pe care le poți rejuvena cu un ruj roșu, cu un accesoriu plasat acolo unde trebuie. Cred că asta se poartă, de fapt. Sunt convins că asta se poartă. În această perioadă, cât nu ai fost proiectele TV, ce ai mai făcut? Lumea vrea să știe pe unde s-a mai smărit, cu ce s-a mai ocupat. Păi, să știi că revista mi-o ocupă în continuare foarte mult timp, revista El. Sunt destul de implicat sau foarte implicat și în partea de online și nu numai. Sunt pastilele pe care le realizez împreună cu Domnica. Încercăm să o facem aproape săptămânal. Mai nou a debutat pastila mea pe canalele mele de social media, pe Instagram, care se numește Chemoris, pentru că vin foarte multe întrebări. Oamenii sunt foarte curioși, asta mă bucură. Nu îmi pun întrebări neapărat legate numai de modă, îmi pun întrebări de cărțile pe care le citesc, la filmele pe care le văd, la parfumurile care îmi plac și mai departe, și am considerat necesar și util să fac această chestie. Voi relua și cursurile pe care le țin de styling și de personal branding, deci sunt destul de prins în foarte multe proiecte. Asta până vor începe filmările, când va trebui să fac și filmările pe lângă toate chestiile astea. Chiar tu ai spus că te învârți în acest domeniu și cum cu celebritățile, tot timpul vezi celebrități, cunoști tot felul de oameni, cu cine crezi tu că rezonezi cel mai bine și îți place foarte mult să lucrezi? Eu nu cred neapărat în ce înseamnă star system, încerc să stau destul de departe de treaba asta. Prietenii mei, patru la număr, sunt oameni extrem de normali, cu profesii extrem de down to earth, dacă vrei, medicină, literatură, analiști și așa mai departe. Deci încerc să nu plonjez foarte mult în treaba asta, mai cu seamă că profesia mea mă trimite foarte mult către zona asta și atunci personalul sau ce înseamnă universul meu personal, e bine, pe la încerc să-l țin cât mai departe. De asta nu o să vezi foarte multe informații despre ce am făcut sau ce n-am făcut și așa mai departe. Tocmai pentru că am încercat pe cât posibil să păstrez o oarește discreție când vine vorba despre viața mea personală. Dar dacă m-ai întrebat care sunt persoanele care rezonez foarte bine, va trebui să spun și mi este foarte rău că nu e în seara asta aici. Mi este foarte dor de Ana, am fost de 2 luni de zile, Raluca Bădulescu. Pisica mea, te ador, te iubesc, așa cum spui tu, și ne revedem cât de curând. Da.
Chiar vreau să te întreb care este plăcerea vieții lui Maurice. Sunt foarte curioasă. Cel mai mult și cel mai mult, chestia care îmi produce cea mai mare plăcere este să pot sta o zi întreagă în pat, fără să mă dau jos, doar pentru a-mi face cafea eventual, și să citesc, fără să răspund la telefon, fără să bipe WhatsApp-ul, fără nimic de lucrurile astea. Pur și simplu să stau în pat 18 ore, 20 de ore să citesc. Atât. Am înțeles, mă așteptam să-mi spui să fii genul de om cu sportul, cu viața activă, pentru că s-a observat o transformare din punct de vedere fizic și ești splendid. Merg foarte mult pe jos, dar nu e un ceva care mi ocupă chiar tot timpul. Dar încerc să merg foarte mult pe jos, pentru că altfel sala pe mine mă cam deprimă. Mediul ăla nu mi se adresează neapărat foarte tare, deși mă gândeam recent să mă apuc de TRX. Pot o să mă apuc. Îți mulțumesc din suflet și distracție plăcută în continuare. Și vouă la fel. Mersi. Ciao. Felicitări pentru premiul câștigat! Mulțumesc mult de tot! Mersi din suflet! Cum a fost să urci pe scenă și să fii nominalizată și să câștigi? Să știi că a fost cu emoții, mai ales că îmi dau seama că am o comunitate puternică, fiind al doilea an consecutiv în care câștig premiul ăsta, așa că mă super responsabilizează și mă onorează. Nu știu, chiar sunt emoționată, mă bucur foarte tare, mi se pare da cea mai relevantă categorie de la cel mai relevant eveniment, așa că nu știu, sunt super fericită. Da, oamenii chiar te urmăresc într-un număr foarte mare și chiar vreau să te întreb de ce crezi asta, ce crezi că influențezi tu cel mai mult? Să știi că unul din lucrurile pe care le aud cel mai des și cred că le-am auzit inclusiv la Bravo iStyle e treaba asta că par autentică, că par cumva de-a lor, că par normală și chiar așa e că nu m-am ferit să vorbesc atunci când am avut o zi mai grea sau când lucrurile nu mi-au ieșit extraordinar și cred că treaba asta arată că toți suntem oameni și că nu-i nimeni așezat așa pe un piedestal și că absolut toată lumea are și zile mai bune și zile mai puțin bune și atunci oamenii cred că au nevoie de genul ăsta, de oameni pe care să-i urmărească. Tu fiind și mămică, cum este? E greu să împarți viața de familie cu proiectele, cu ceea ce faci? Să știi că e destul de greu, mai ales că iubitul meu mă ajută foarte mult, deci practic noi suntem o echipă și atunci când trebuie să facem un proiect, trebuie să plecăm amândoi și atunci clar trebuie să avem nevoie de un ajutor extern, că nu putem să facem lucrurile altfel. Dar n-aș spune că e greu, aș spune că e și greu, e și frumos, e provocator. Și atunci când faci lucruri provocatoare, te menții tânără, iată secret. Consider că s-a schimbat viața ta de când ai devenit mămică? Erai o altă Dea Codrea înainte și acum ești altfel? Să știi că s-a schimbat, cumva copilul mă învață să fiu mai... Eu eram foarte... Hai să spun perfecționistă, lucrurile trebuie să iasă cum vreau eu, când vreau eu. El mă învață să iau lucrurile așa cum vin, să fiu mai, să copilăresc, să am răbdare. Deci da, mă învață foarte multe lucruri, adică îmi scoate la iveală noi fațete, așa, ale personalității mele. Dar relația de cuplu s-a schimbat? Da, și chiar cred că un copil făcut la momentul potrivit și da, dintr-o dorință comună, poate să facă asta. Pentru că sunteți amândoi uniți în proiectul ăsta super special și e imposibil să facă lucrurile altfel decât așa, decât să le da, consolideze. Cum merg lucrurile cu cel mic? Cum crește? Cum te descurci? Crește repede, să știi. Mai că nu vine să cred, mai puțin și face un an. Eu zic că mă descurc, avem așa o chimie specială și abia aștept să crească mai mare și să fie așa mami's boy, știi? Cât timp conexiunea asta. Cât are el acum? Aproape un an, 11 luni. Ah, ce micuț e. Și cum acum face primii pași? E... Nu știu, cum sunt niște evenimente, primul copil, sunt niște lucruri speciale. Cum te simți când trăiești așa bucuria primelor lucruri? Le simt că le descoper odată cu el. E foarte curios și chiar mă bucur că e așa, că se duce așa cu capul înainte să vadă lucruri și îmi dă și mie din starea asta. Și chiar cred că te întinerește un copil și ți arată că da, e o chestie de perspectivă, știi, să te bucuri de lucrurile mici. E și ceva cu care te confrunți încă mai ai de lucrat la capitolul mămică?
Cred că o să mă autoconfrunt cu teama asta de a nu se accidenta. Pentru că de fiecare dată când se împiedică, sunt aoleu, aoleu, mă. Cred că aici va fi mult de lucru. Am înțeles. Te gândești, uite că văd în ochii tăi când vorbești despre cel mic o sclipire. Te gândești, ți-ar plăcea pe viitor să mai ai un copilaș? Să știi că nu, pentru că e o discuție cumva pe care am avut-o și cu Andrei și ne-am dat seama că ne dorim să-i oferim toată atenția, tot timpul și toată iubirea lui și nu ne-am dorit, nu știu, să fie nevoie să ne împărțim, știi? Pentru că îți convinsă că nu ai cum să te împarți în mod egal și pe lângă asta, ca să fiu sinceră, că îți spuneam mai devreme de autenticitate, e și foarte greu. E minunat, dar e greu. Ce planuri ai acum, în perioada următoare, atât pe plan de familie, poate, dar pe carieră mai ales? Mai îmi doresc, așa cum spuneam, că mă responsabilizează premiul ăsta, să fac cât mai multe proiecte în direcția asta, în direcția fashion. Chiar am lansat de curând pe YouTube o serie care se numește Fashion Talks, unde vorbesc despre... Îmi place mie să spun că sunt discuții cu și despre stil. Și atunci îmi doresc, da, să răspund cu informații despre zona asta, de fashion, de modă, de tendințe și așa mai departe. Am înțeles. Poți să-mi spui un element, după părerea ta, care crezi că nu ar trebui să lipsească din dulapul nimănui? Cred că dacă mă refer și la bărbați și la femei, în mod cer cămașa albă. Mersi mult! Mulțumesc din suflet și felicitări încă o dată! Mulțumesc mult, vă mulțumesc!